Aha, susține că ceea ce spune la acuzație este adevărat. E mai puțin important dacă ceea ce susține adevărat sau nu. Noi suntem aici, dar pe adevăr. Această instanță consideră că lucrurile absurde și necinoase pe care acuzațiile susțin perniciază sănătatea oamenilor. Adevărul este că acuzațiile, dar mințindu-le, spun adevăr ciudat, deghizat în ceva ce nu există de fapt. Oamenii, în general, nu sunt mulțumiți cu ceea ce trăiesc și își doresc o viață diferită. Pentru a potoli această dorință, clienții mei au inventat lucruri ca alții să poată trăi viețile pe care nu le pot avea. Poate recunoască de oricum că acuzații mei nu trăiesc. Firește că ceea ce susțin clienții mei există exagerări, dar ei nu pretinzi niciodată că le dau fidel realitatea. Așadar, nu mai cuvânt, dar mai și manipulează. Nu manipulează, sunt invenții care curentează viața subtil și fiecare poate să le judece sau să le trăiască după cum dorește. Mai există și indivizi serioși, oameni care nu denaturează. Nu se dă puteți niște minciunași. Noțiunea de adevăr sau minciună funcționează diferit de la caz la caz. Aceasta se numește sfidare, iar punctea aceasta se află implantă cu adevăr. A spune adevărul înseamnă pentru clienții mei să facă pe cei care ascultă să trăiască o iluzie. Mincinoși, manipulatori și imorali. Noi oamenii avem o singură viață, dar ne dorim și ne imaginăm mii de alte vieți. Altul, chiar și iluzorul, e un fel de a risca să fie liber. Trăirea unor vieți care nu ți-aparțin schidează ordinea stabilită, iar adevărurile pe care faceți atât acas sunt în realitate inexactități fragrante. Prin urmare, acest tribunal consideră că acuzații sunt vinovați și vor fi tot aleasă aloate.